Strategia de neprezentare a unor formațiuni politice pierzătoare ale alegerilor din 5 iunie la ședințele de constituire a consiliilor locale și a celui județean a devenit o realitate. PNL a boicotat cerința de constituire a Consiliului Județean din 24 iunie în speranța că se va reuși la nivel național să aibă loc fuziunea prin absorție a UNPR cu PNL. Și s-a tot sperat și că PMP va vira spre dreapta, cum e firesc, la comanda lui Traian Băsescu. Numai că socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă și progresiștii lui Steriu din teritoriu au preferat să-și dea demisia, vezi cazul Florentinei Vasiliu, decât să meargă alături de liberali. Iar PMP-știi lui Laurențiu Dulamă, căruia i s-a promis de către PSD scaunul de vicepreședinte, n-au dat vrabia din mână pe Ciora din gard. Președintele PSD Neamț Ionel Arsene a ținut să înfiereze cu mânie proletară atitudinea liberalilor pe care îi cataloghează drept irresponsabili, oameni puși pe căpătuială fără respect pentru cetățeni. De fapt, la liberal, eu cred că acolo este o gașcă de oameni care sunt puși pe căpătuială, pentru care interesul personal și de grup contează și nu interesul cetățeanului. Așa cum ați văzut și astăzi la Consiliul Local Piatra Neamț au absentat, la Consiliul Județean au absentat. Oameni politici care nu au niciun respect pentru votul cetățeanului din județul Neamț și pentru ceea ce se întâmplă cu județul Neamț. Noi cei din PSD, împreună cu partenerii noștri cu care formăm o majoritate, ne-am prezentat astăzi și la Consiliul Județean și la Consiliul Local Piatra Neamț, să încercăm să punem lucrurile pe făgaș și să ne apucăm de treabă. Mai mare socialdemocraților nemțeni amenință că după instalarea la Casa Albă în fotoliul de președinte al Consiliului Județean se va trece la demascarea intereselor financiare ale grupurilor care au roit în jurul companiei Apaserv, cea mai grasă vacă politică de mulți din județ, adusă aproape în sapă de lemn pe seama scumpirii constante a apei. Și aici, timp de 4 ani, s-au dus lupte grele de cucerire a companiei de către PSD, care chiar a reușit în ultimii ani să pună mâna pe Apaserv, unde a obținut sinecuri grase în AGA și CEA. Partidul Național Liberal, prin acești oameni irresponsabili, au ales să boicoteze formarea, ședința de formare a unei majorități, a Consiliului Local și a Consiliului Județean. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla marțea viitoare, când prefectura va emite un nou ordin de convocare a ședinței de Consiliul Județean. Încă o dată vă spun că regret foarte mult ce se întâmplă și pe această cale le spun celor de la Partidul Național Liberal că e timpul să respecte nemțenii, că e timpul să respecte votul nemțenilor pe care l-au primit, atât cât l-au primit, și dacă în continuare vor avea aceeași atitudine de batjocură față de votul oamenilor, eu sunt convins că în toamnă oamenii vor taxa Partidul Național Liberal și pe acești indivizi care nu văd decât interesul lor de grup, interesul lor pe la compania Apaserv. Socialdemocratul susține că în ultimii 4 ani, cu excepția ultimei jumătăți de ani, Consiliul Județean ar fi fost condus de liberali, cu toate că scriptit instituția a aparținut UNPR-ului prin defunctul Culiță Tărâță și după moartea acestuia lui Constantin Iacoban, până la trecerea acestuia în barca lui Tăriceanu, când președinția a trecut prin interimat la PSD. La fel s-a întâmplat și cu cei doi vicepreședinți, unul aparținând tot PSD prin Dan Manuliu, iar celălalt UNPR prin Daniel Vasiliu, pe ultima sută de metri îmbarcat la liberali. Vom veni să vedem cum s-a administrat banii județului Neamț, pentru că în afară de ultimele 6 luni și Consiliul Județean și Primăria Piatra Neamț a fost condusă de PDL și cred că există o mare frică, plus niște băieți de la Partidul Național Liberal, în care în campanie am spus ceva, dar am evitat să spun până la capăt, că am zis că e campanie și nu așa vreau să facem o campanie. O să arătăm nemțenilor cine are contracte cu Apaservu și de ce țin băieții ăștia de la Partidul Național Liberal așa tare să nu ajungă actuala majoritate pe funcții. Cât despre situația de la Cordun, unde săptămâna trecută PSD prin Adrian Diaconu a faultat ședința de constituire a Consiliului Local, mai marele socialdemocrat a declarat mai întâi că presa dezinformează și apoi că nu a avut cunoștință de demersul personal al lui Diaconu de a împiedica prin neprezentare constituirea Consiliului Local.
Eu n-am știință și cred că sunteți în eroare, așa cum ați fost și ieri, doamnă. Ieri tot cineva din presă a spus că s-a boicotat la români. Am luat și am verificat și la români au boicotat cei de la Partidul Național Liberal. La Cordun am fost eu și am transmis în direct, găsiți pe internet. La Cordun primarul este de la Partidul Național Liberal, au majoritate, eu nu cred că aveau o problemă. O să verific să vedem ce se întâmplă acolo. Probabil că președintele PSD Neamț Ionel Arsene l-a tras de urechi pe Adrian Diaconu de vreme ce luni, 27 iunie, la Cordun PSD n-a mai boicotat ședința de constituire a Consiliului Local, iar Adrian Diaconu a renunțat la funcția de consilier local, susținând că își va da demisia și din cea de președinte a PSD Cordun. Rămâne de văzut ce vor face liberalii astăzi, 28 iunie, dacă se vor împăca, așa cum le-a urat Emilia Arcan la ultima ședință, cu opoziția. Totul depinde de semnalul de la București, unde lucrurile sunt însă extrem de tulburi și negocierile departe de a clarifica situația la centru și în teritoriu. Tot ce rămâne din acest zbucium politic neostoit este doar o imensă și generală ipocrizie politică și goana continuă după Ciolan, cât mai gras dacă se poate.